Mulțumim și Doamne Dumnezeu nostru că ne-a săturat pe noi de bunătăți, rețele cele pământești. Nu ne lăsa până risiți. Nici de atât cerească împărăției, să fie cum mici o funcție, nici o vremi, o repația ta sfântă. Tot așa vină și aici ne mântuiește pe noi. Cuvenită cu adevărat să fericim pe tine, născătoare, de bunătățea pururea fericită, prea nevinovată și Maica Dumnezeu nostru. Ceea ce ești mai cinstit că ești rumit, că ai mărită fără de așa, nu ar trebui, și mâncare a frățăcăciunii, pe Dumnezeu cuvântul născut pe tine cea cu adevărată, născătoare, de nu te mărim. Doamne, Maică prea curată, mulțumim de masă, totdeauna în vecii vecilor. Amin. Părinte, stați în picioare sau pe scaun? Începeți. Da, în picioare stau. Gata, Olivia? Gata. L-ați cunoscut deja pe părintele Valerian de la trecut. Acum, fiind în spre conferința de la Brașov, ne-am oprit pe un cuvânt de vreo 20 de jumătate de oră, cam așa. Da. Începeți, părinte. Despre cruce, despre ce vreți? Dragile noastre, maici, ce să mai vorbesc eu, când îi vorbesc de martirii care a fost omorântat unei de vii acolo la canal cu buldozerul. Deci sunt martirii noștri pe care dacă îi rugăm, îi vin, ne ascultă că sunt români de-a noștri. Și eu nu știu, să zic așa, parcă nici nu cred că sunt pe aici, parcă visez, pentru că nu m-am gândit că ajung la anii ăștia ca să cal pe aceste meleaguri, pe aceste locuri, așa, dar Dumnezeu, așa cum spuneți, că o privă petrecută în paradis nu este nici plătită cu moartea. Eu aș putea spune atâta, două, trei cuvinte. Îi mulțumesc Maicii prea curate că m-a trecut pe acolo prin suferință, că acolo am putut să mă rog mai mult și acolo am putut să-L găsesc Dumnezeu mai bine. Că acum am fost prin Sfântul Munte, și în dreapta și în stânga, dar am ajuns niște, cum se spune, un veac căldicel cu biserica. Numai este focul care acum l-am trăit o 60 de ani în urmă. Parcă zic așa, Doamne, s-a ridicat harul de pe Dumnezeu, s-a ridicat harul de pe pământ, nu mai lucrează Dumnezeu, nu mai lucrează Evanghelia. Am amorțit, suntem amorțiți. Am devenit căldicei și mai rău decât căldicei. Am devenit exact cum este așa o oală care e pusă la foc, cocotește și deasupra un capac și deasupra alta, și abia e caldă așa deasupra. Ei, eu în sufletul meu cocotește, înțelegi? Și când mă întâlnesc cu călicei, parcă zic așa, Doamne, oare de ce nu mai vine o prigoană de ea? Că atunci a dat biserica martiri când a fost prigonită în biserica 300 de ani, a dat martiri, mucenici, s-a luptat cu regele, cu ferbintele. Acum 40 de ani de îndobitoții, parcă nu a adus la un fel de, așa, aia 40 de ani de comunism, s-a dat martiri la canal, prin chisori, prin diferite feluri, așa. Noi prin chisoare, alții cu colectivizarea, omorâți chiar un frate de-al meu, n-a vrut să treacă în colectiv și l-a luat în închisoare, s-a murit săracul când s-a pus și a liberat libertarea în 88, s-a strâns în viață. Eu nu am cuvinte decât atât. Rog Maicuța Domnului să-mi mai dea încă 90 de ani pentru a-L preamări pe El, nu pe mine, și să văd și eu neamul nostru românesc, creștinesc, să ajungem la focul ăla care a fost a primilor creștini. Așa, cam adormit, am amorțit. Suntem așa, noi când eram în mănăstirea cu 60 de ani, când eram 20 sau o strană, 20 sau o strană, când se cânta toți la liturghie, toți la slujbe, toți la rugăciune, se bătea o bombă în clopot, se făcea acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, că era în hramul mănăstirii noastre. Și toți eram în tăcere. O jumătate de oră, după aceea mergeam la masă. La masă se citea cuvântul Sfinților care erau prezenți la ziua respectivă. După aceea o leacă de odihnă și iar fiecare la ascultările noastre.
Acum, da, nu mai sunt trâmbițele care au fost, ori mai fi și ascuns pe corul, pe unde stau, dar trebuie niște focuri și Dumnezeu ne va salva omenirea prin cine? Prin eroismul unor suflete care va da ca probă prigonitorilor și după aceea martirajului. Că știm prea bine, pentru că sunteți maici, ca modele, avem pe Sfânta Filoteia, avem pe Cuvioasa Paraschiva, avem pe Sfânta Ecaterina, avem pe Sfânta Elisaveta, care atât de mult au suferit și s-au încununat. Avem martiri, avem pe Maica Mihaila, care s-a săvârșit în temniță, așa cum a spus părinții Arsenie Boaca, nu greșim dacă ne rugăm la ea, că e al nouălea cer ea. Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, alți sfinți s-a suferit o lună, două, trei, trași pe roată, așa, dar Maica Mihaila, care a venit la noi în mănăstire în 1954, când eram gata să ne arestreze, zic, băiți, va veni prigoana, hrăști de carne și așa nevoie să nu vă repădați. Am un material așa în mașină, păcat că nu l-am luat, acum e mașină, care dă câteva cuvinte, ca două zi a fost decapitată, așa, prin chinul, prin ce a trecut. Și atât de mult ea n-a cârtit cu nimic decât a binecuvântat pe cărăi care au chinuit-o. Așa să zic eu, nu pot să zic că a fost cărăi care mi-a dat, m-a strălcit trupul. A fost niște îngeri al lui Dumnezeu, pentru că credința neîncercată nu este credință. O credință care e încercată, trecută prin foc, prin suferință, și clerul nostru și arhieriei noștri, dacă treceau așa, măcar o lună, așa pune, s-a trecut sfinții, era altă treabă, era mai cu foc. Așa, așa că am amorțit, stăm amorțit, stăm înghețați. Dar Dumnezeu va salva omenirea, nu știm cum, așa, în tăcerea asta, în goana asta, încât dacă te întâlnești cu omenirea pe drum, n-are, îmi spune repede, părinte, spune repede că am treabă. Deci e lume de goană, o lume de care gonește și gonește, gonește ca să prindă un mormânt doi pe doi și o cruce la cap. Tare mai fost dulci. Acolo închisoare în suferință, care eu nu mă mai pot bucura atât de mult ca acolo. Pune mă duc, pune văd, vaite, fiecare se mă telefonează, părinte, că-s bolnavă, că am putare, am necazuri. Da? Când eram în privegie, chiar în București, era o adunare mai mare acolo și părinții Arsenie Boca, părintele Ioan de la Recea, care știți, așa, a scos o fotografie cu răstignirea Mântuitorului, cu crucea pe cap, și că vrem să mai fim mai breși, cu boală putem intra în părățenie, dar cu păcate nu. Maica Paraschiva, care o aveți aici ca model, așa, de suferință, așa, ea nu e aici, nu? Așa, este modelul Sfinților voastre. Vedeți cât e de lucidă în suferință. Suferința, eu n-am putut, în 5 ani în mănăstire ce pot să fiu, n-am putut să prind eu. A venit părinte Nil Doroban supra noi și preot a spus că nu mai face liturghie starețul nostru pentru că nu avem prescură. Părintele Doroban zice că nu este prescură, o să facem. A dispărut, pun să-și dus, Buciumeni, Cehastru și cu mănăstirea Adam, asta Buciumenii, îți vor 3 km, dar președea s-a dus, a venit cu prescura. A tras clopotul, s-a făcut liturghie, s-a gonit părintele stareț că strică rânduielile. Deci acum, dacă ies pe linia cea adevărată, pe urma sfinților și ieși din comun, spune că ești oarecum ieșit din rânduială. Rânduiala este ca cum, să ne aducă la un căldicel, la un monitor, așa încât să ne treptat, treptat, să ne vedem goi. Și eu, prin dumneavoastră, mă încarc sufletește, așa, că eu n-am ce spune, dragostea dumneavoastră, dragostea poporului meu român, cu cât drag ascultă, așa, mă încălzește și îmi pun și eu în candela mea uscată, am turnat un drem din când în când ca să pot mai merge mai înainte cu o făcut. E mare lucru ca să te mântuiești acum în acest veac, așa de perfid, așa de diplomat, așa ca să strecori, așa e mare lucru, că Sfinții Părinți știți prea mult. Cum vor fi monahii de la vremea de apoi? Vor fi ca niște cărbuni strânși în vatră, dar printre dinții vor fi unii cu flacără mare încât ne va depăși pe noi, sigur. Acei care vor avea flacără mare, sigur, vor încălzi și pe cei reci care stau și timpurile nu rămân așa.
pentru 40 de ani ce ne-a gândit că va dăinui această fiară, care a transformat în închisori Sfintele Altare în WC-uri, biserici în bucătării, a pângărit tot. Și Dumnezeu a răsturnat și a adus la iveală, nu a adus libertatea. Cum facem libertatea asta pe timpul Gheorghe Udeza, lui Nicolae Ceaușescu? Erau biserici în pline, nu mai merg. Credinții veneau pe furiș creștinii la biserică, chiar din rândul securiștilor cu tare. Acum fiind liberi, așa, lăsăm, avem la îndemână tot. Avem biserici, avem troiți, avem preoți, avem și chiar de Paști, la mine, anul ăsta, a plantat un vecină meu varza, 5.000 de verzi. Așa, băi, dar azi, de Paști, dar ce că azi nu mănânc, mai bine, măi, așa, pe timpul ce au ușat cu te-ai opus acum de libertate, așa, și-a venit un potop, așa, o tornadă de 2 metri, a necat tot. Mă duc la dânsul, dai-mi o varză, mai mitriță. Păi, părinte, e necată toate. De ce ți-am spus? Așa că Dumnezeu bate o cetate ca să luăm, așa, vedeți acum, așa, prin Spania, inundații care ați urmărit, așa, bate o cetate ca să trezească celelalte cetăți. Așa că să vă bucurați că v-ați ales această chemare. Mă adresez dumneavoastră ca monahii. Așa, așa cum spunea părintele Arsenie Boca, ci că ar vrea ca tot neamul meu românesc să rămână fecioare, dar că pe nața s-ar împuțina neamul meu rău, dar vreau lucrul ăsta. Că acum, întrebarea acum, începând de sus până jos, un copil, doi sau niciunul, așa, și am ajuns, cununea este binecuvântată de Dumnezeu, de suflete mântuite, căsătoria, nu mai este ca pe timpul Sfântul Vasile, sunt arătăți din rândul clerului, din rândul oamenilor, chiar așa a rămas sunat cineva, părinte, nu v-am cunosc, dar am primit prin internet și 12 copii suntem la părinți și ne bucurăm tare. Sunt arități din noastre, sunt mame roine, ne dă exemple. M-a sunat altă femeie, cineva, părinte, ce că mă bate copilul, dar numai unul avem, dar celălalt, ce părinte, am avorturi, nu ne mai țin numărul, zic, așa mamă vă bate. Înțelegi? Deci oare Dumnezeu ne mai rabde? Că o țară românească este sub picioarele noastre. 30 de milioane de suflete. O țară românească care strigă la Dumnezeu și noaptea. Până când, Doamne, așa ne rarzi. Nu e o scursă lumină. Stau în întuneric, nebotezați. Stau acolo și strigă. Așa spune tradiția noastră biserică. Nu nici la bine, dar nici la rău. Dar nu se poate bucura de lumina care trebuia. Deci acest flagel nu mai strigă. Să ne oprim, să oprim acest flagel, așa, aceste crime, așa, odioase, care, spune Sfântul Părinte, sunt mai grele ca crimele care cineva l-a omorât în față, așa că e necesitimă de apărare. Tatăl meu când l-a omorât, s-a mai apărat un pic, așa, totuși l-a omorât, dar copilul din pântecele mamei nu se poate apăra. Noi am devenit mamele noastre criminale, țară românească, așa cum la Sfântul Munte. Părintele stare de acolo era foarte agitat, erau din parlament la de acolo. La vatoped. Așa, și așa, mai zic, s-a întâmplat ceva, mai să-i bată. Așa, și cu batul, și am întrebat ce că strigă pentru că s-a votat legea asta de avorturi în Cipru și în Grecia, așa, țară creștină. Și am văzut oarecum demn, așa, înversunat asupra acestui păcat. Așa, dacă ar fi tot clerul nostru așa, toți episcopii noștri așa, să facă mitinguri, să meargă, că noi suntem oglinzele de suferințe la cei care așteaptă de noi ceva. Și dacă noi stăm cu mâinile în piept ca să nu s-a întâmplat nimic, așa, atunci treaba cum merge? Merge că dacă preotul face așa, dacă cu tare așa, și atunci mergem într-o lăceară, într-o decădere și parcă vii de la biserică mai rece cum ai intrat. Nu mai poți lua, nu mai este harul ăla. Mi-aduc aminte la preoția lui Părintele Ioan, a fost Părintele Preasfințitul. Vă aduc, m-am adus materialul. Nicolae Popovici. Vi-l dau așa. Și a venit Preasfințitul Nicolae Popovici și a spus așa, Părinte Ioan, te pun aici, în această mănăstire, să fii ca tată, ca mamă, ca soră, ca frate. Și când a tras o predică Preasfințitul, nu ne vom închina
a Dumnezeului din Moscova, ne vom închina Dumnezeului celui care a făcut cerul și pământul. Acela ne vom închina. După aceea a vorbit părintele Foarea Mureșanu, profesorul părintele Ioan. După aceea a vorbit părintele Arseni Boca. Aveam 17 ani. Așa să, Doamne, tare frumoasă calea asta. Acum așa să mă duc. Să avem gând să răspundă în public. Erau 25.000 de suflete, veneau nu ca turiști acum, privește cu țigara în gură să uită. Veneau pe jos 30-40 de kilometri, veneau pe jos și plecau cu lacrimile în ochi, se vindecau sufletește. Așa. Și așa că acum nu mai este, acum mergem din scaun în scaun, din mașină în mașină, așa nu mai avem exemple. Or fi, pe undeva sunt ascunși, așa, dar de pe propria ta. Cum ne vom întâlni? S-a rășit dragostea între frați, între preoți. Așa, noi avem patru preoți acolo, nu vorbește unul cu altul. Dacă cei la masă, că nu venim, că eu nu mă să certa cu părintele, cu tare. Deci au intrat în zanii astea peste tot, așa, între preoți, între frați, între monași, între ermonași, între lumea asta, în lumea asta întreagă toată, așa cum vedem, migranți, am 25 de nepoți plecați prin Spania, prin Germania, vin, a lăsat nevestele, se duc pe alții, încușișări de neam. Oare când va veni sfârșitul, spune Sfinții Părinți, când se va lăsa credința, când va crește bălării pe cărările vecinilor, așa. Și a venit, măi, nepoți de mei, de frate, așa, lasă-mă, nene, prostiile mă tare, scutare, dacă vedem noi la televizor și este și de haina asta cu tare, așa, vedeți cât îți mintează să face. Deci dacă noi nu suntem ogrinzi, nu suntem ferești, așa cum a spus Părintele Arseni Boca, de nu veți face ferește și ogrinzi aceia din jur, nu vă veți mântui. Deci, dragii noastre, să fiți ferești și ogrinzi, să nu oboșiți acei care vin pe aici, să-i luați, întrebați, la ce ați venit, cum, de când nu sunteți mărturisiți, de când nu sunteți împărtășiți, găzduiți, nu, când ieși pentru altul, ieși pentru tine, te ajuți pe tine când ajuți pe altul. Dacă stai, mă rog eu aici, nu e adevărat, eu am fost undeva la un preot de meu, călugăr, coleg de meu, a fost încadrat la mănăstirea Govora, nu l-am văzut de 30 de ani și m-am dus să-l văd, așa, timp de iarnă, era frig, așa, și am bătut în ușă și-o crapat ușa atâta, și că, bine, dar că mă rog, și că mai târziu, mă rog, am chestiu și așa, acum mai eram un coleg de-al meu, ce facem, băi, frate Ioane, zic, părinții se roagă și noi ne mântuim de frig, așa, și a venit o maică, parcă o văd, avea 2 metri, n-am, păi, gata, ne-a băgat arfondării, până când se facă foc, o sopă mare, sala mare cât asta, așa ne plimbam. Am stat vreo 3 ore, vine de zis, hai că ne-am făcut pravele. Maicilor, pravele este, m-a întrebat pe cineva aseară, pe mine a venit un creștin, dar cum te rogi, părinte, zice, că nu te-ai rugat, nu te rogi? Păi zic, mă rog, în permanent. Dar ce ai făcut pravele? Păi zic, pravele am făcut întotdeauna. Așa, în tot locul stăpânirii, cuvintează frate-n meu, ieși pe omul locul sau și-o alcasă până în stare, cât s-a mărit lucrurile tără, Doamne, și am pus psalmul ăsta. Păi hai să o facem la răsărit, ai cu tare așa, dai cruce la gât, păi eu mă spăl asta, nu avem. Lucru nu înseamnă că ești eretic, domnule. Deci, domnule, nu trebuie să fim fanatici. Și nici creduli, și nici bigoți. Să vedem timpul ăsta așa la ansamblu. Am venit cu un domn de la Tecuci, cu un domn de la Vaslui, medic, stomatolog, are o ședință în București și am avut o conversare cu dânsul, pare mi s-a părut o clipă. Chiar că ne-ai spărtit cu părinte, clipa asta nu se pătește nici cu moartea. Așa. Și mi-a pus multe întrebări. Așa. Și că părinte, că eu n-am facultate, n-am să dau cuvinte cu termenii de astea așa sofisticate. Zic eu ca așa, părinte, așa, mi-a dat numărul de telefon. Să mă sune, să-l sun, așa. Și deci noi trebuie întotdeauna să vorbim de Dumnezeu care vine, să nu fie numai pentru noi, dar boala cea mai mare este care este. Acum, boala este că Părintele Arseni Boca, când a trecut la noi de la canal, a spus, monahismul va suferi și mulți se vor lepăta, nu te ce le trupești în părăția mea. Până când a pătruns această fiară, m-am dus la Părintele Argatu. Părinte Argatu are 3 băieți preoți. Și acolo era lume multe. Înțeles și am făcut și dânsul o lecție. Lume multe care venea, că a întrebat cu tare și la moaștele lui Părintele
ăsta, Elarion, și părinte era cu un ciocan în mână și zic, dar n-am timp acum. Și l-am tras deoparte. Părinte, când terminați construcțiile, zicea, materia asta, așa cu tare, hai să zădim sufletele. Mi-a plăcut unde am fost la biserică în București, cum îi spun la părinte? În Pajura. Da. Așa acolo. Și scrie, mi-a dat o carte foarte frumos, că am făcut această biserică, dar asta e de zid. Eu vreau cât voi trăi ce să lucrez în biserică cele vii. Mi-a plăcut foarte frumos, am citit-o toată, înțelegi? Așa de amabil. Deci te dăruiesc semenului tău. Așa, mă închid pentru mine. M-am mai dus undeva, așa, pentru că sunteți monahii, cum trebuie să viața. M-am dus la mănăstirea Turnu, acolo era starețul. Și a venit un grup de creștini în Sibiu, a venit cu cheltuiel să facă un parastas. Așa, pentru cei răposați, deținuți, că avea un frate care a murit la aiut. Și părintele stareț era cu o țapă, mâna stupa o gaură acolo, că intră vulpea pe acolo. Și părintele a venit, pleacă, că a venit, a venit trenul ca pleacă. Și da, vorbește, sunt ceta, vorbește, dacă le vorbește, sunt ceta. Au, le-am vorbit cu tare, n-a vorbit, a plecat, așa, s-a auzat. S-a auzat trenul că se vine, s-a plecat, biserica închisă, mănăstirea închisă, tare. Și vine după noi. Și ce a spus creștinii ăștia? Părinte, ce tondi barba. Noi am venit atâta cu cheltuială, cu panul, să facem și noi un parastas aici. Deci, maicilor, să fim, acum se cere foarte mult, în închisoare, așa îmi spunea încetă, să nu mai vorbești despre Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dacă voi scăpa, și cu pericapului voi vorbi. Și cu degeți la picioare. Așa. Două arme are diavolul acum. Dezvinarea și să nu mai vorbești. Până să fie în mănăstiri, dezvinare. M-am dus într-o mănăstire, zic, băi, suntem aici 150 de maici. Suntem măcar două unite, nici două părinte nu suntem unite. Vedeți? Asta e arma lui. Cea mai puternică. Dezvinare în familie, dezvinare peste tot, dezvinare între țări, dezvinare tot. Cu asta reușește, că dacă ai face un păcat greu, te pocăiești de el. Da, nu vă răscu tare. Așa. Așa că nu v-am să mai vorbesc decât dacă tăcerea mea și așa, ce să vorbesc? Despre mine să vorbesc? Eu mulțumesc cerului și pământului că m-a trecut pe acolo ca să am dea Dumnezeu dragoste multă față de aproapele. Așa. Unde trebuie să mergem? Ne iertați, dar întârziem la conferința la Brașov. Da. Mergem da. Acum. Da, mergem. Da. Ne iertați cu prima așa brusc. Dacă vreți să vă intrați la Sfintele Moaște, că urmează să plecăm...